Supratin premiază clienții fideli, cel mai mare furnizor și producător din țara materialelor de construcție de cea mai înaltă calitate, a făcut încă o familie fericită. De această dată, compania Supratin a pus la bătaie un premiu valoros. Este vorba despre un apartament de 42 de metri pătrați situat în complexul rezidențial de pe strada Sprâncenoaia din cartierul Telecentru. Speranță, mai am o speranță. Doamne, mai dă o speranță la toată lumea. Mă adânc. Așa, este. Rusu Ștefan! Noul proprietar al apartamentului s-a dovedit a fi Ștefan Rusu din Chișinău. Bărbatul a participat la tombolă după ce a făcut cumpărături în sumă de 3.000 de lei. Am avut nevoie de materiale de construcție pentru a efectua careva lucrări de reparație. Nu m-am așteptat, deoarece în viață nu mi-a prea mers cu apartamentele. Eu numai de aici procur îndeopște, de la Supratien, deoarece sunt cele mai optimale prețuri și de servire din partea personalului este la cel mai înalt nivel. Oameni buni, cumpărați la compania Supratien și câștigați în viitor. Ne-am gândit o chestiune. Acum tineretul nu prea dispune de bani ca să procure primul apartament. Este de înțeles că un apartament cu o dai este pentru cei tineri. Atunci dăm un șans. Participă la tombolă, poate câștigă la ceva promoție, la materiale, poate o persoană câștigă apartament, alte persoane câștigă ceva materiale. Lucrările de construcție a locuinței sunt efectuate de compania imobiliară D&D. Noi am venit cu mașina companiei care cumpărătorul o să meargă la fața locului și o să se bucure și o să vadă apartamentul. Supratinul este o companie foarte grandioasă, cu materiale foarte calitative și nu ne abținem, vrem să colaborăm mai mult, mai fructuos. Și aici premiile la cheie de la Supratin nu se termină. Următoarele extrageri, unde mai sunt puse în joc încă două apartamente, vor avea loc la data de 23 noiembrie și respectiv 21 decembrie curent. Nu rata șansa, vino la Supratin, ciocana, cumpără și câștigă!